Salutare tuturor cei care s-au alăturat azi în Zoom și cei care o să ne urmărească online. Sunt Gabriela Isaac din Asociația Ecovizio și vă salut acum la primul din cele două webinare Antreprenoriat pe timp de criză. Azi o să vorbim despre adaptarea strategiei generale și activității operaționale a întreprinderii. Mâine webinarul o să fie mai concentrat pe strategie financiară și a investițiilor și în special o să vorbim și despre eficiență energetică. Azi cu noi o să fie consultant de afaceri Sergiu Mocan. Sergiu, te rog să te prezinți. Da, Gabriela, mersi mult. Stimați participanți, bună dimineața. Scurt despre mine, deci sunt Sergiu Mocan, sunt consultant de afaceri. Experiența mea în domeniul, deci ține mai mult de domeniul financiar-bancar, în care am activat practic 20 de ani, peste 20 de ani. Inițial am început la prima companie de microfinanțare din Moldova care a fost înregistrată, se numea MEC Moldova, Micro Enterprise Credit, care ulterior s-a transformat în ProCredit Bank și până în prezent, deci îl cunoașteți pe piață ca ProCredit Bank. Am început acolo de la expert de creditare, deci analiza afacerilor, analiza solicitărilor de credit, până în ultimul timp, deci în ultima perioadă, deci ocupând funcția de șef departament riscuri de credit. Deci anume analizând toate riscurile care sunt, care afectează business-ul, în mediul în care activează business-ul pentru a lua decizii de finanțare a lui. Ulterior am avut o experiență interesantă la Mobias Bank, în cadrul departamentului corporativ. Deci a fost o experiență de lucru anume cu companiile mari în piață, ceea ce este ceva deosebit de ceea cum acționează și cum funcționează un IMM sau o întreprindere micro-mică. Ulterior am avut o experiență la Exim Bank ca director comercial, unde am fost axat mai mult pe lansare de produse, adaptare strategie și exact am merit prin perioadele cele de tulburări financiare în Moldova și a fost iarăși o perioadă destul de interesantă, cu decizii interesante și cu implementări și de proiecte și de strategie care au constituit, spunem așa, o experiență interesantă pentru mine în primul rând și pentru bancă și pentru clienți. La moment lucrez sau activez așa, ca un consultant și ca un manager în cadrul grupului Incaso și Axioma Factoring, Incaso, Axioma Factoring, Infodebit, deci pentru a aduce mai mult suport acestor grup de companii care este în dezvoltare și au proiecte destul de interesante și servicii care le oferă clienților, deci companii. Domeniul de competență, da, mai mult, cum am spus, în analiză financiară economică, risk management, management strategic, dezvoltare produse și due diligence la întreprinderi. Deci cam asta despre mine. O să începem deja, deci o să fac o scurtă detaliere la planul de prezentare care o să fie pe astăzi, în decursul zilei de astăzi, sesiunii de astăzi. Deci ceea ce noi astăzi o să discutăm se referă mai mult la comunicarea de afaceri, marketing și PR în situații de criză și anume deci cum adaptăm sistemul de comunicare, cum adaptăm strategia de marketing și ce înseamnă PR pe timp de criză. După asta o să avem o scurtă pauză. După pauză o să trecem la blocul 2 al sesiunii, care o să fie mai mult un bloc practic și o să discutăm deci cum întreprinderile micro și mici pot participa la achizițiile publice, deci la cele achiziții pe care le anunță autoritățile de stat sau autoritățile publice. Fiindcă noi foarte bine înțelegem deci, că vânzările companiei se pot diviza în două direcții generale, deci este vânzări către clienți privați și vânzări către clienți publici. Și deseori, anume, nu știu de ce, dar întreprinderile micro și mici consideră că vânzările către entitățile publice nu sunt pentru ei. Este așa o percepție generală pe piață că, bine, cei care participă la licitații publice, la achiziții publice, au cumva sau conexiuni politice sau sunt companii mari și nu este nicio șansă pentru întreprinderile mici de a câștiga
careva contracte pentru servicii sau achiziții publice. Și o să discutăm anume cum se poate depăși această percepție și ce trebuie de făcut ca fiecare companie cel puțin să încerce, da, să participe la aceste licitații publice, și o să discutăm exact procesul cu mare loc. Și în ultimul rând, deci, o să discutăm deci, un bloc despre tactici sau tehnici de creștere a rezistenței afacerii pe timp de criză. Deci ce trebuie să întreprindă o întreprindere sau un antreprenor pentru a rezista pe timpul acestei crize, a-și fortifica activitatea și a înregistra succese în activitatea pe care o face. Prima parte a webinarului de astăzi o să fie dedicată comunicării de afaceri, marketing și PR în situații de criză. Probabil este ceea ce cineva din voi, careva din voi o să spună, păi de ce trebuie să ne preocupăm de comunicare, marketing și PR pe când este criză, da? Deci ar trebui să ne preocupăm probabil mai mult de costuri, cum să economisăm, cum să ne adaptăm, dar nu ce, cum comunicăm marketing și ce PR facem. Dar de fapt, deci dacă ne uităm în general, deci de la noțiunea de criză, deci ce aduce criza, o să ne dăm seama, deci care este într-adevăr importanța acestor elemente pentru a fi abordate în cadrul companiei. Dar haideți să mergem de la început. Deci, ca să avem o interpretare corectă, deci ce este o criză? Deci, cum spune definiția, deci criza este un eveniment în mare parte neașteptat care aduce disfuncționalități unei afaceri și are un rezultat negativ asupra companiei și imaginii acesteia. Deci asta în noțiune de criză care afectează antreprenoriatul, da? Sau criză care afectează compania. Deci probabil asta e cea mai generală definiție, ca să înțelegem. Deci într-adevăr este un eveniment neașteptat, fiindcă chiar dacă compania cumva se pregătește că vin careva perioade mai dificile, dar totuși, ca de obicei, criza vine neașteptată, da? Cel puțin în definiție. Ca să înțelegem, deci, care este tipologia crizelor. Deci, criza, în general, deci, poate fi clasificată în trei tipuri. Cea mai de bază sau cea mai cunoscută criză este criza organizațională, deci cea care afectează doar o anumită entitate, o anumită companie și, în oarecare măsură, pe cei care sunt în relații cu această companie. Deci fie clienții săi, fie furnizorii săi. Deci, de obicei, o criză organizațională poate apărea cel mai des, deci ceea ce deja am văzut și în practica mea. Deci, criza organizațională apare sau din cauza unei fraude comise, da? Și atunci este afectată o companie anume din cauza unei fraude, fie care e o fraudă organizată din intern, deci cineva a încălcat procesele și procedurile și a adus o pierdere sau o daună companiei, sau a fost o fraudă externă organizată anume pentru a ataca o anumită companie. Și asta nemijlocit duce la o criză organizațională. Sunt multe teorii care descrie cum o companie trebuie să reacționeze în caz de criză organizațională. Iar companiile mari, deci după cum v-am spus, deci am și o experiență de lucru cu companiile mari din Moldova și internaționale, deci companiile mari au și strategie de gestiune a crizei organizaționale. În unele cazuri este o cerință obligatorie de reglementare, ca în cazul băncilor, deci fiecare bancă și are planul său de acțiune în caz de criză organizațională. Deci cine și ce trebuie să facă dacă se întâmplă o astfel de criză organizațională. Pentru întreprinderile micro și mici, ceea ce am observat și este evident că nimeni nu își face o planificare detaliată. Deci ce o să fac sau ce o să întreprind eu ca antreprenor atunci dacă se întâmplă o criză în afacerea mea, deci dacă se întâmplă un caz neprevăzut care duce la careva pierderi semnificative, ce o să fac? Din timp, nimeni nu-și face o planificare clară, fiindcă în cazul întreprinderilor micro și mici, deciziile le ia de obicei antreprenorul sau proprietarul, de aceea deciziile se iau rapid și cel mai bine să fie luate în dependență de circumstanțele care apar. Nimeni nu o să-și facă un plan,
Dar oarecum, deși bine de știut, cum poate criza afecta activitatea operațională a companiei. O criză sistemică, deci este al doilea tip de criză, deci deja mergem la un nivel mai înalt. Deci criza sistemică afectează un nivel de grup economic sau o ramură economică sau chiar un ecosistem, așa o numim ecosistem economic, atunci când sunt interconectate câteva grupuri de activități economice axate pe un anumit produs sau domeniu, deci strâns interconectate. Cel mai des, așa crize apar, cum am zis, la nivel de ramură economică, fie că este o criză în agricultură. Dacă vorbim despre Moldova, deci de obicei atunci când este un an mai secetos, deci apare o criză sistemică în agricultură. Deci asta noi deja toți cunoaștem. Da? O alt exemplu de criză sistemică poate fi, pentru cei care își aduc aminte, deci în anul 2014 a fost o criză sistemică în domeniul bancar al Moldovei. Atunci când trei bănci destul de importante, deci au fost afectate și s-au lichidat. Deci Banca de Economie, Banca Socială, atunci deci au nimerit sub această criză sistemică. Și al treilea model sau al treilea tip de criză este criza generală. Da, criza generală este cea care de obicei afectează nu doar afacerile, o afacere sau domeniul de afaceri, dar afectează un ansamblu socioeconomic la un nivel de o comunitate de obicei geografică. Da? Deci ca o criză generală, deci poate fi o criză atunci când este și o criză medicală, și o criză educațională, o criză economică, o criză financiară, deci tot împreună, deci se conturează și de obicei apare ca un răspuns la careva evenimente negative globale care afectează, fie că cum a fost o criză pandemică care a provocat o criză generală, deci o criză și medicală, și economică, și socială, fie poate fi vorba de un conflict armat, cum acum vedem acel conflict care este la granița noastră, deci conflictul din Ucraina, deci războiul care a dus la o criză generală pentru Ucraina și începând de la Ucraina a început a afecta toate țările continentului european. Da? Deci a dus la criza energetică în primul rând și urmată de criza și economică și parțial financiară. Deci asta e o criză generală. De aceea, deci când vorbim despre o criză, trebuie foarte clar să înțelegem despre ce tip de criză vorbim? Organizațională sau internă a companiei? Sau este o criză sistemică, cea care afectează o ramură întreagă? Sau este vorba de o criză generală? Pe parcursul webinarului, deci noi mai mult o să discutăm despre cum reacționăm la o criză generală, fiindcă asta și-a fost scopul inițial. Deci, cum am zis, deci companiile din Moldova sunt afectate exact de o criză generală, deci mediul de afaceri. Și această criză generală este exact un răspuns la ceea ce se întâmplă în statul vecin al nostru, în Ucraina. Care sunt caracteristicile de bază al unei crize? Da? Deci, oricum, deci, noi am avut o întrebare inițial, care sunt factorii, da, care denotă o criză, dar haideți să vedem în special. Când am la prima întrebare din minte, de fapt a fost cu ce cuvânt se asociază criza pentru dumneavoastră, da? Era și stres, și oportunitate, și mai multe, da? Deci prima care e caracteristică a unei crize este caracterul surprinzător, deseori amplificat prin expunere mediatică, pentru că atunci când o criză apare, aflăm de ea fie direct, fiindcă ne afectează, dar cel mai des această criză începe să fie discutată în mediu, da? În mediul jurnalistic, la televiziune, la radio, în rețele sociale și atunci noi toți aflăm că vai, a apărut o criză, deși criza asta începe să afecteze și să intre în temele principale de discuție. Deci asta și este deci prima caracteristică, caracterul surprinzător al crizei.
A doua caracteristică ar fi incertitudinea și insuficiența informației cu privire la fapte relevante și un interes sporit al publicului pentru eveniment. Deci apare o mulțime de surse de informație care tratează absolut diferit fie cauzele, fie efectele acestei crize. Și atunci este foarte simplu ca să ne pierdem în acest val de informații și să putem privi clar și obiectiv asupra faptelor relevante care se întâmplă. Și exact asta s-a întâmplat după 24 februarie, deci când a apărut un val foarte mare de informații și fiecare trata, deci au fost și surse de dezinformare foarte multe și informații, diferite surse tratau absolut diferit ceea ce se întâmplă. Și exact asta și este una din caracteristicile crizei. Când ea apare, toți încep a vorbi despre ea și sunt foarte multe surse individuale, subiective, care nu tot timpul sunt veridice. O altă caracteristică ar fi rapiditatea desfășurării evenimentelor, da? Care pune la încercare capacitatea antreprenorului și a companiei de a reacționa. Deci, în timp de criză, imediat ce o criză se începe, evenimentele se desfășoară foarte rapid. Da? Și mai ales acele evenimente care pot afecta negativ afacerea. De aceea, imediat ce antreprenorul se sesizează că a intrat într-o perioadă de criză, deja trebuie rapid să ia decizii și să reacționeze la acest mediu. Da? Fiindcă evenimentele se desfășoară foarte rapid și foarte ușor se pot deteriora tot lanțul economic în care este amplasată afacerea pe care o conduce antreprenorul. Pierderea controlului asupra modului în care criza se desfășoară și este percepută, precum și impactul pe care îl poate avea asupra afacerii. Deci, pierderea controlului, deci atunci când o criză se declanșează, este foarte ușor ca să pierzi controlul sau previzibilitatea următorilor pași. Deci ce se va întâmpla în timpul apropiat? Deci fiecare începe a ghici, a previziona, dar asta înseamnă pierderea controlului. Deci scenariul sau evenimentele nu se desfășoară după un scenariu previzibil deseori, da? Și atunci antreprenorul trebuie cumva să gândească mai nestandard sau să gândească rapid în dependență de noile circumstanțe care apar. O atenție publică sporită este evident, fiindcă atunci când criza apare, deci toți cei care sunt în primul rând afectați de criză, intră în partea de discuție activă din cadrul sau din partea publicului. Deci ceea ce noi observăm și în spațiul mediatic, imediat ce criza apare, primii care sunt afectați de criză primesc o cea mai mare atenție din partea mediului mediatic. Deci toți încep să-i discute ce se întâmplă, dai bine la ei, dar cum să-i ajutăm, dar poate să nu-i ajutăm și așa mai departe. Deci toți cei care sunt primii afectați de criză beneficiază, spunem așa în ghilimele, de o atenție mediatică sporită. Și asta trebuie să avem în vedere, mai ales atunci când vom discuta despre cum noi adaptăm PR-ul sau relațiile cu publicul, exact atunci când afacerea noastră este afectată de către criză. Prezența panicii, deci este tot o caracteristică a crizei și panica, deci ceea ce o să vedeți, deci asta mai mult afectează chiar întreprinderile care au un număr de angajați de la 10 în sus, fiindcă panica este ceea ce în primul rând apare pe intern în companie. Și dacă nu sunt eficient organizate canalele de comunicare, deci panica foarte ușor cuprinde angajații companiei. Deci ei în primul rând încep să-și facă griji de stabilitatea venitului lor, de o stabilitate și o previzibilitate a viitorilor lor și în cadrul companiei și în general. De aceea trebuie să fim foarte atenți, deci, la comunicarea internă și cum anume se tratează criza, deci ce măsuri întreprinde compania sau antreprenorul pentru a contracara această panică ca să nu ducă la imposibilitatea companiei de a reacționa la schimbări și la criză. Deci, astea sunt caracteristicile de bază a unei crize. Cred că deja este mult mai clar, deci, când o să aveți caracteristicile astea, când o să simțiți că ele sunt prezente,
atunci cu siguranță să știți că criza deja a apărut și este criză. Deci nu mai este timp de gândit sau de ghicit, este criză sau nu este criză. Dacă sunt caracteristicile date, atunci cu siguranță deja este criză. Și acum haideți să mergem, cum am zis, în detalii, deci cum facem comunicarea. Deci dacă vorbim despre o comunicare, deci fiecare companie își are modelul ei de comunicare. Comunicarea se are în vedere, deci tot ce sau tot volumul de informații pe care compania îl primește, îl prelucrează pe intern și îl transmite pe extern. Da? Și noi vom vorbi prin prisma cum este afectată comunicarea, marketingul și PR-ul, prin prisma comparației. Deci noi vom compara comunicarea, marketingul și PR-ul, care este de obicei în modelul de non-criză sau model standard, și vom discuta care ar fi exact aceste modele de comunicare, marketing și PR atunci când este o situație de criză. Deci care sunt diferențele dintre ele? Dacă vorbim despre comunicarea în model standard, da? Deci, în primul rând, deci comunicarea companiei este orientată spre vânzări. Deci atunci când mediul este favorabil, fiecare companie se gândește cum să maximizeze vânzările. Deci face focus pe promovarea vânzărilor și imaginii companiei către grupul țintă de clienți. Da? Deci asta este comunicarea. Deci compania comunică cu mediul extern prin prisma obiectivului de a crește vânzările. Este un model standard de comunicare. Comunicarea internă este focusată spre eficiență și creativitate. Da? Când este un mediu non-stresant, deci ai posibilitate să faci discuții cu angajații sau discuții cu prietenii pentru a găsi careva modalități sau moduri de a crește fie eficiența proceselor, fie de a genera idei creative noi. Deci este un mediu non-stresant care permite leger fiecare angajat să-și aducă aportul lui și să fie stimulată ingeniozitatea, să fie mai activ. Și de obicei companiile sau întreprinderile se focusează pe ce pentru a crea aceste condiții favorabile pentru ca angajații să-și crească capacitatea de eficiență sau capacitatea de a genera idei noi și de a îmbunătăți procesele din companie. Corespondență comercială tipizată, vrem noi sau nu vrem, deci oricum este un flux de corespondență pe care îl conduce compania. Vorbim aici și corespondență scrisă, ca fie că sunt careva scrisori, rapoarte, fie către furnizori, fie către autorități publice sau clienți, fie este o corespondență non-scrisă sau transmisă poștal, de este o corespondență e-mail, pe care se face de obicei în ultimul timp, deci mai mult corespondența se face în mediul digital, deci prin e-mail și nu prin corespondența scrisă și transmisă prin trimiteri poștale, dar este o corespondență comercială tipizată, da? Spunem așa, standardizată. Compania de obicei folosește template-uri, cum noi le spunem, tipice. Comunicarea strategică include participare la luarea deciziilor a factorilor consultativi. Deci ce înseamnă asta? Deci dacă vorbim despre o companie cu câțiva angajați sau mai mulți angajați, evident că careva decizii strategice proprietarul sau antreprenorul le poate lua după consultarea la angajații cheie, spunem așa, sau la manageri, middle management care este. De obicei aceste decizii, deci ce implementăm în trimestrul următor sau ce produse lansăm, ce schimbări facem, deci careva sunt decizii strategice despre ce face compania, care este drumul pe care îl alege sau modificările și le face sau le ia în model consultativ. Deci antreprenorul se consultă cu managerii lui și ia decizii strategice. Comunicare cu impact social. Deci, cu oricare companie sau antreprenor, oricum, are o influență asupra mediului social cu care, în care activează. Da? De aceea, comunicarea cu impact social este oricum ceva specific oricărei afaceri. Da? Vrem noi sau nu vrem, oricum facem nu doar business, deci noi facem și
o incluziune socială și avem și un impact și un aport către societatea în care activează afacerea. De aceea, de obicei, această comunicare pe impact social este orientată spre educație și inovație. Deci, compania se străduie să aducă cunoștințele sale, să le împărtășească cu mediul social în care activează. Și acum, haideți să vedem deci, ce se schimbă atunci când apare o criză. Deci, dacă anterior, deci, vorbim că în modelul standard pare totul ok, este un mediu non-stresant, compania activează în ritm normal planificat, totul este bine, lucru pentru este spațiu pentru creativitate. Ce facem atunci când este criză? Da. De obicei, prima și cea mai importantă latură a comunicării, ceea ce devine important, este așa numită ascultare participativă. Adică, în primul rând, se face o atenție, se atrage o atenție sporită la informațiile de intrare și grupele de surse de informații. Deci, ceea ce se schimbă în modelul standard de comunicare. Da? Prima ce se face, deci se analizează informațiile care intră în companie. Deși vorbim mai mult despre veridicitatea acestor informații și atunci compania, dacă oarecum anterior, deci într-un model standard, are careva surse de informații de care se conduce sau ca un model de urmat, în situație de criză, imediat începe acest model să nu mai fie funcțional și începe a asculta diferite surse sau urmări diferite surse, da? Cum și cine tratează criza sau grupele care sunt afectate și așa mai departe. Și atunci asta ar fi primul impact. Deci ceea ce se schimbă în comunicarea de afaceri este ascultarea participativă. Deci tu asculți o opinie și tu te strădui să participi la ceea ce se întâmplă în jurul tău mai mult. Feedback-ul e empatic, da? Deci este o intervenție la nivel comunicativ empatic, atât pe exteriorul companiei cât și pe interior. Da? Deci ce înseamnă empatie? Probabil cunoașteți, deci este deja de mult timp se discută, deci ce este simpatie, ce este empatie, dar empatie este anume capacitatea de a fi alături de cei care sunt afectați exact în aceste crize. Da? Dacă am vorbit în limba rusă, că avem și ascultători, participanți care vorbesc limba rusă, ar fi empatie та сопереживание. Сочувствие. Да, сопереживание, сочувствие, deci atunci când ești alături de cei care sunt afectați de această criză. Da? Corespondența comercială, cum se schimbă? Deci trecem de la modelele cele standard, care sunt, deci modele standard, tipizate, trecem la laconism și univocitate. Deci însuși textul mesajelor, corespondenței este mult mai scurt, deci nu mai avem atât timp pentru a scrie fragmente de introducere foarte nice sau modele de încheiere a comunicării standardizate cu multe cuvinte frumoase și așa mai departe. Deci chiar comunicarea în genere devine mult mai laconică și ceea ce este important trebuie să fie univocă, deci să nu aibă înțelesuri duble toată comunicarea. Deci, fiindcă în timp de criză, așa cum toți sunt afectați, fie furnizori, fie clienți, fie antreprenorul, deci nu are nimeni timp să analizeze dacă mesajul vostru are un sens dublu sau nu. Deci toți vor să fie simplu și clar. Da? Deci asta este ceea ce caracterizează o corespondență comercială pe timp de criză. Comunicarea strategică, deci crește importanța comunicării pe verticală. Deci dacă vorbeam într-un model standard, deci comunicarea strategică este una consultativă, deci factorul care ia decizii de strategie, antreprenorul sau fondatorul, de obicei se consultă cu managerii lui sau angajații cheie, atunci în comunicarea de criză, deci responsabilitatea practic trece pe antreprenor, pe fondatorul companiei și atunci este important ca să fie o comunicare strategică pe verticală. Deci dacă se iau decizii, să fie imediat implementate de top-down. Deci dacă antreprenorul ia o decizie, cei angajați care sunt în companie trebuie să urmeze imediat. Deci nu mai este timp de interpretare. E corect sau nu corect? Da, feedback-ul nu este exclus. Dar deciziile sunt mult mai orientate top-down. Deci verticalitatea este
o caracteristică de bază a comunicării strategice. Comunicare pe timp de criză, iar deci rapiditatea comunicării și asumarea responsabilității. Este foarte critic ca comunicarea să fie făcută prompt, rapid, deci nu mai este timp de zile la care așteptăm răspunsul, la care trebuie să înaintăm o scrisoare sau o comunicare, deci asta se face foarte rapid. Deci schimbul de informații și comunicarea este rapid efectuat. Deci dacă pe timp standard, noi putem planifica o comunicare, de exemplu, deci vrem să intrăm într-o relație nouă sau să, cu un furnizor identificat. Și atunci ce ne facem pe timp standard? Deci ne planificăm cum am aborda noi furnizorul dat, cum să-i scriem, care text exact să punem în comunicat, dar pe timp de criză este foarte rapid. Deci ți-ai identificat furnizorul, i-ai transmis un mesaj scurt că vrei o ofertă comercială sau vrei o discuție să ai și atunci este clar. Deci foarte mult contează anume rapiditatea comunicării. Nu mai este timp pentru a planifica practic această comunicare. Și asumarea responsabilității, cum am zis, deci așa cum deciziile se duc top-down sau mai mult o comunicare pe verticală, deci factorii de sus, deci nivelurile manageriale își iau responsabilitatea pentru decizii. Da? Comunicarea asociativă, deci așa o numim, deci o comunicare externă și internă bazată pe alinierea la liniile generale de reacție a autorităților, sectorul economic sau grupurilor sociale. Ce înseamnă asta? De exemplu, compania sau antreprenorul se asociază cu acele schimbări sau tendințe care au loc în mediul social. Noi am văzut o astfel de comunicare asociativă atunci când s-a inițiat criza pandemică, da? Și au fost mobilizate, deci primele, deci autoritățile publice au mobilizat capacitățile sale medicale pentru a face față la această criză pandemică, da? Și odată cu asta, deci și sectorul economic sau antreprenorial, exact așa, s-a asociat la această comunicare. Deci nimeni nu zicea că noi considerăm că acțiunile guvernului nu sunt corecte sau ceva. Deci toți au început să asocieze și să coparticipe la totul asta. Deci asta este o comunicare asociativă. Deci când întreprinderea, deci nu face o comunicare independentă pe timp de criză, dar caută un grup la care să asocieze, deci ca o să fie o voce mai mare. Da? Deci, și anume vocea asta pentru a contribui la cei care sunt sau pentru a contribui la asigurarea celor care sunt afectați cu cele mai bune metode sau mai rapide metode de combatere a efectelor crizei. Deci asta este o comunicare de afaceri pe timp de criză. Este un model de criză. Probabil mai multe informații, deci iarăși, cei care se interesează, cei din voi și mai ales cei din domeniul serviciilor educaționale și consultative, că am văzut că sunt destul de mulți, deci la noi prezenți participanți, evident că este multă informație pe tema comunicării, da? Cum se face comunicarea, cum trebuie organizată comunicarea la nivel standard, la nivel sau în modele de criză, dar așa cum scopul acestui webinar este de a aduce careva cunoștințe de bază antreprenorilor, și anume celor care au o afacere micro sau mică, deci este important să cunoaștem noțiunile de bază, da? Și diferențele. Deci asta este important. Ulterior, deci cei care vor mai multe informații se pot autoinforma și găsi, evident, informații disponibile. Ok, trecem la marketing. Probabil cu marketingul sunteți mult mai cunoscuți cu noțiunea de marketing. Ce este marketing? De fapt, pot să vă povestesc din experiența mea. Deci, eu am studiat la Academia de Studii Economice, la Facultatea de Marketing și în perioada 96-2001. Și exact când luasem eu decizia, că părinții mei mă întrebau, Sergiu, dar unde vrei să studiez? Eu am zis, vreau la marketing să studiez. Și eu zic, băi, Sergiu, dar ce e asta? Și mi-am dat seama că, într-adevăr, atunci chiar așa și era, deși era o noțiune nouă pentru piață, deși era sfârșitul anilor 90, că nu prea se cunoștea ce e asta marketing. Toți știau ce sunt vânzări, dar ce e asta marketing mai puțin. Dar, evident, de atunci s-au scurs
peste 20 de ani, deci piața este mult mai avansată, deci toți deja cunosc ce este marketing, cu atât mai mult că marketing este una din punctele cheie din planul de afaceri care trebuie efectuat. Și acum importanța acestei noțiuni de marketing și ce este, este mult mai cunoscută și mai aproape de fiecare antreprenor, deci cei care sunt din domeniul antreprenorial. Modelul standard. Deci marketingul este bazat pe un marketing mix standard, da? Un 4P, care deseori, deci în cărți de marketing îl găsiți. Deci ce este 4P? Deci este produsul, deci latura produsului din mixul de marketing. De obicei este cel mai important element al mixului de marketing, deoarece afacerea se bazează pe un produs. Deci fie un produs, fie un serviciu pe care îl oferă. Deci dacă nu este produsul, nu este serviciu, păi nu poate să fie afacere. Da? Deci afacerea este bazată pe vânzarea de produs sau vânzarea de serviciu. Prețul. Prețul este o componentă a produsului, dar în strategia de marketing este tratat special, fiindcă este anume o latură a produsului care îl face mai competitiv sau mai puțin competitiv. Deci e o atenție sporită în cadrul mixului de marketing se atrage prețul sau politicii de stabilire a prețului. Plasarea, deci este locul unde produsul poate fi găsit, cumpărat, precum și calea cum produsul sau serviciul ajunge la client cumpărător. Plasarea, locurile de vânzare, lanțul de distribuție, da? Totul este acoperit în noțiunea de plasare. Fiindcă marketingul este important, anume ca să înțelegem cum are loc plasarea, cum produsul sau serviciul nostru este livrat consumatorului. Noi vorbim de al patrulea element, deci este promovarea, deci al patrulea P este promovarea, deci activitățile de comunicare pentru a crește gradul de cunoaștere a produsului și a beneficiilor sale de către segmentul țintă de clienți. De obicei, cel mai simplu asociere a noțiunii de promovare este publicitatea. Da? Compania oricum face cumva niște publicitate la produsele sau serviciile oferite. Deci marketingul tratează exact cum această promovare trebuie să fie făcută ca să fie cea mai eficientă și cu efect pozitiv asupra creșterii vânzărilor și asupra profitabilității. Deci marketingul mix, modelul standard 4P, produs, preț, plasare, promovare. Acum m-ați întrebat ce se schimbă, chiar se schimbă ceva atunci când este criză? Marketingul e marketing, el tot așa rămâne. Da? Aș spune da. Deci, produs, preț, plasare, promovare, oricum o să fie specific fiecare activități antreprenoriale. Deci, fără el nu este posibil de făcut o afacere de succes. Dar se schimbă accenturile. Deci, în situații de criză, este puțin mai divers. Și nu doar 4P, dar apare deja modelul de 5P. Da, pe lângă product, plasament, preț și promovare, apare și persoanele. Ce este persoanele? Deci este un alt element care adaptează sau care face ca produsul și serviciile să fie mai aproape de clienți și anume personalizate. Deci în centrul atenției deja apare persoanele. Deci personalitatea clientului la care este vândut produsul sau serviciului. Da? Și anume, în criză, asta este foarte important, fiindcă dacă noi în modelul nostru standard avem careva produse, servicii oferite, pe care noi le producem sau pe care noi le oferim în modelul sau în procesul nostru standard, atunci când apare o situație de criză, cerințele sau așteptările clienților și consumatorului se schimbă și ele practic nu se schimbă față de produs sau serviciu, dar sunt așteptări de personalizare a lor. Și anume, marketingul se va ocupa, în primul rând, de personalizarea bunurilor și serviciilor. Deci dacă vreți să faceți față cu bine sau cu brio crizei, atunci primul element care trebuie de gândit în strategia de marketing, cum noi personalizăm serviciile și bunurile oferite ca să ajungă la categoria de clienți țintă care este a noastră. Deci urmăriți care este feedback-ul de la clienții voștri, cum se schimbă comportamentul și așteptările lor imediat ce este sesizată o criză, ci adaptați, personalizați produsul sau serviciul.
plasarea este deja al doilea element important. Deci nu mai este produsul cel mai important. Fiindcă imediat ce apare criza, nu prea este timp pentru a lansa produse noi, a oferi servicii noi, fiindcă este nevoie de investiții pentru tot asta. Dar în timp de criză este important să adaptăm ceea ce avem, produsele și serviciile noastre. Și a doilea, să ne gândim foarte bine cum facem plasarea, deci cum ajungem la clienții noștri. De exemplu, din ceea ce noi am văzut, cel mai simplu de evidențiat. Imediat ce s-a început criza sanitară sau COVID-ul, ce s-a întâmplat? Deci multe localuri au fost închise. Da? Anume pentru a evita contactul direct al clientului cu producătorul sau cu cel care oferă servicii. Deci au fost închise frizeriile, au fost închise centrele comerciale. Și ce s-a întâmplat? Deci acestea erau anume locurile de plasare sau locurile de distribuție. Deci așa cum ele au fost perturbate toate sau practic inaccesibile, deci scopul principal al marketingului a devenit cum să ajungem noi la clienții și consumatorii noștri. Da? Și dacă vorbim de produsele alimentare sau cei care erau în alimentația publică, ce au făcut? Evident că au început să facă livrare. Da? Deci nu mai vindeau prin punctele tradiționale, dar vindeau prin livrare. Deci asta a fost adaptarea strategiei de plasament a produselor. Deci, cum și spunem, strategia de marketing, primul rând, bazată pe personalizare și a doilea, deci o atenție sporită la plasare. Evident, produsul rămâne în atenția mixului de marketing. Deci, oricum, trebuie să urmărim calitatea produsului și serviciilor oferit și mai ales, prin prisma celor că modelele de distribuție se schimbă. Suntem noi tot așa de siguri că calitatea, zicem că atunci când vinzi pizza din pizzerie, ești sigur că o poți vedea tot timpul, da? Cum arată, cum este calitatea. Deci ai posibilitate să o verifici. Când vinzi o pizza cu livrare, deci trebuie să fii sigur că cel care face livrarea o aduce în stare bună, deci până la consumator. Deci, ceea ce se referă la produs, deci trebuie să monitorizăm calitatea produsului și serviciului oferit. Deci pe asta s-ar baza strategia de produs în situații de criză. Prețul, cum stabilim un preț de rezistență la șoc. Da? Deci, șocurile, ceea ce face șocul, în primul rând, scade cererea. Da? Prima reacție la șoc a clientului sau a consumatorului este scăderea cererii de cumpărare. Deci eu mai puțin cumpăr sau mai puțin beneficiez de careva servicii. Și, în primul rând, încep așteptările să fie la nivel de preț. Da? Și evident că antreprenorul trebuie să gândească deci, cum ajustează prețul în așa mod, da, ca cererea să nu scadă dramatic sau să dispară. Da? Și într-a doilea rând, deci prețul trebuie să acopere și cheltuielile. Deci business-ul pe timp de criză nu trebuie de făcut în mod de într-așa mod ca după criză să închidem afacerea. Da? Deci nu, deci business-ul trebuie să supraviețuiască în timp de criză. Da? Deci politica de preț este importantă. Promovarea, deci cum comunicăm cu grupul țintă de clienți, este important, pentru că dacă într-un model standard, atunci când nu este criză, deci este mai simplu de a identifica canalele de comunicare cu clienții, pe timp de criză, canalele de comunicare se schimbă, se face un shift din mediul normal, mediatic, ceea ce noi am văzut, deci se face un shift enorm în mediul online. Deci și ceea ce au făcut companiile și mari și medii și mici, deci cei care se promovau și offline și online, deci o atenție sporită au dat anume promovării pe mediul online. Deci foarte bine cunoaștem, deci s-au creat foarte multe grupe și pe Facebook, de, care uneau grupuri de producători locali pentru ca ei să poată oferi produsele și serviciile sale, promova produsele și serviciile sale către clienții locali. S-au făcut grupuri de comunicare pe Viber, pe Telegram, deci sunt foarte multe surse sau căi de comunicare pe timp de criză și ele, în primul rând, se duc spre mediul online. Deci asta este
o caracteristică pe care marketing sau strategie generală de marketing trebuie să o conține. Văd că sunt careva întrebări. Ожидания клиента по отношению к продукту во время кризиса снижаются, повышаются или остаются такие же по отношению к продукту. Deci, în primul rând, deci, dacă noi vorbim despre așteptările clientului vis-a-vis de produs, deci prima la ce va atrage atenție clientul va fi disponibilitatea lui și siguranța. Deci produsul per se. Deci clientul deja vă cunoaște produsul. El nu o să aibă mari așteptări că o să faceți îmbunătățiri substanțiale la produsul noastră sau la serviciul oferit. Ceea ce el vrea, ca să fie sigur de disponibilitatea lui, el să aibă acces la produs și ceea ce o să aibă, ce o să dorească consumatorul este ca produsul sau serviciul noastră să fie adaptat la careva așteptări de-a lui, să fie mai personalizat pentru el. Da, aia și spunem. Așteptările clientului nu vor fi la modificarea radicală a produsului sau serviciului. El vrea stabilitate. În primul rând, el vrea că dacă a cumpărat în timp de non-criză un bun de la dumneavoastră, să-l cumpere exact așa și acum. Da? Dar să fie sigur că el nu, calitatea lui nu va fi deteriorată și el va fi disponibil, deci el va putea găsi. Da? Și a doua întrebare, acum avem cheltuieli de logistică foarte mari. Da? Cum și-am zis, deci mixul de marketing, deci cheltuielile mari o să fie de personalizare pentru personalizarea serviciului și produsului. Și a doilea cheltuieli, o sursă de cheltuieli foarte mare o să fie cu plasarea. Plasarea și include logistica. Deci nu mai puteți vinde prin canalele tradiționale sau ele, puterea lor de promovare o să se diminueze. Da? Și o să trebuie să căutați canale alternative de logistică și ele o să fie costisitoare. Da, asta o să ducă la creșterea costului. Și noi o să vorbim mai departe deci, despre cum ne adaptăm strategia noastră operațională, deci la anume la provocările de cost. Dar este absolut evident. Deci cheltuielile o să fie majorate cu plasarea produsului. Din punct de vedere a marketingului, deci dacă aveți un buget de marketing stabilit și el de obicei se stabilește pentru o perioadă normală, sau non-criză, și dacă intrați în perioadă de criză, ceea ce face un marketolog sau ceea ce face antreprenorul, revizuind bugetul de marketing, nu este recomandat să-l scadeți dramatic, spunem așa, sau să renunțați la bugetul de marketing, dar cel puțin să-l reprioritizați, să înțelegeți că deja o să faceți mai puține investiții în promovare și însuși în lansare de produse, dacă au fost planificate, și mai mult atenție sau să îndreptați bugetul de marketing spre plasare sau la acoperirea cheltuielilor de logistică noi. Iar, mai avem timp? Da, mai avem puțin timp, deci la 11 o să facem o mică pauză. Vorbim despre relațiile cu publicul. Da? Și exact cum am spus la început, oare chiar este atât de important latura de PR pentru micro și micul business? Vă asigur că da. Deci fiecare business are caracteristica de a comunica, de a transmite careva mesaje și de a forma o opinie fie asupra direct a clienților săi, fie clienții săi deja creează o opinie despre companie sau despre produsele, serviciile oferite în mediul cu care ei interacționează. Deci e probabil cel mai, așa am pus o definiție aici, deci că ce este PR, deci care este deosebirea dintre PR și publicitate. Deci publicitatea este modalitatea de a spune că tu ești bun, deci compania își promovează produsul, serviciul prin publicitate și arată care sunt avantajele produsului, beneficiile, pentru a arăta că este bun. Da? PR-ul este arta de a face clienții tăi, în primul rând, sau pe alții, de a spune că produsul tău este bun sau că tu ești bun ca întreprindere. Da? Deci asta și este PR, un fel de promovare indirectă, ci mai mult o promovare la nivel de fie imagine a companiei, fie imagine sau brand a produsului și serviciilor oferite. Bine, PR în model standard. Deci ce facem noi? Deci ce înseamnă PR pentru un mediu non-criză? Deci PR-ul se ocupă de imaginea firmei sau
companiei, de relația dintre aceasta și public, de felul cum ajung sau în care fel ajung mesajele la public și analizează felul în care sunt percepute acestea. Da, este destul de simplu, ceea ce și am spus. Deci dacă noi transmitem careva mesaje, deci nu doar la ce este un produs sau un serviciu, dar transmitem mesaje de impact, deci ce impact au produsele și serviciile noastre, ce impact social pot avea, deci dacă vorbim de servicii educaționale și consultative, mai este și un impact social pe care îl au serviciile noastre. Deci noi, la nivel de companie, deci dacă este un departament de marketing, ok, dacă însuși antreprenorul se ocupă de partea de marketing, deci PR-ul va fi și anume cum aceste mesaje ajung la public și cum sunt percepute. Deci avem noi o imagine pozitivă la clienții, consumatorii noștri, sau imaginea noastră cumva se deteriorează. Deci asta trebuie să fie urmărit, fiindcă în final, deci asta va influența fie costurile de producție, fiindcă o să trebuiască să ajustăm produsul, serviciul, dacă imaginea este negativă, fie o să trebuiască să investim mult mai mult în publicitate pentru a duce la cunoștința publicului sau clienților, deci care sunt părțile pozitive sau calitățile produselor și serviciilor noastre. Deci, însă și esența PR-ului reprezintă o comunicare convingătoare. Da? Și aceasta pentru că în interiorul PR este comunicare. Deci PR și este comunicare. Comunicare cu mass media, cu publicul, cu angajații, cu asociații, deci cu toți cei cu care interacționează compania. Deci ceea ce trebuie să facă PR-ul, să fie convingător. Da? Să fie un mesaj, o imagine convingătoare. Deci pentru a trezi, spunem așa, simpatia publicului. Da? Când ești convingător, da? Atunci fie companie, brandul companiei, fie imaginea produsului, deci trezește o simpatie la grupul țintă. PR-ul țintește ca consumatorul să-și formeze propria lor părere despre produs sau serviciu, indiferent de publicitatea care îi se face. Da? Deci asta e așa un moment mai, spun așa, care delimitează PR-ul de publicitate. Da? Sunt multe teorii, inclusiv de ce că cineva din cercetători sau cei care scriu cărți de specialitate spun că PR-ul este o parte din mix, din marketing. Da? Și atunci noi în marketing mix, pe lângă teoriile clasice care spun că este marketing mix 4P, este 5P, mai apare și 7P și 9P, deci sunt foarte multe P, deci acum teoria asta de marketing se discută atât de avansat că deja, iarăși, fiecare tratează cum vrea marketing mix, dar în final, deci este o teorie clasică care spune PR-ul totuși este ceva diferit de marketing și dacă marketing țintește promovarea, atunci PR-ul va ținti anume formarea opiniei clienților. Da? Deci cineva poate zice că este poate un fel de modelare a opiniei clienților, cineva poate zice că este o manipulare a opiniei clienților, dar în final, deci el trebuie să fie o comunicare care formează o careva opinie a clienților. Bun, ce se întâmplă în model de criză? Da? Cu PR-ul. Deci, în primul rând, PR-ul se ocupă de imaginea firmei în relație cu area sau grupul afectat de criză. Deci ceea ce noi facem, deci imediat ce se denotă o criză, deci PR-ul este îndreptat, da, ca să arate relația dintre companie sau întreprindere față de mediul sau grupul afectat de criză. Da? Doar pot să spun, deci că când s-a început invazia Rusiei în Ucraina și a venit valul de refugiați în Moldova, da? Foarte mult a fost mobilizat și mediul social, politic și mediul economic, deci întreprinderile, pentru a acorda ajutor acestor grupe afectate, inclusiv de a acorda ajutor celor care ajutau aceste grupe. Deci companiile au făcut donații, da, și au postat fie imagini care arătau că sunt alături de cei care sunt afectați. Deci asta și este imaginea companiei. Deci de
a arăta relația companiei cu grupurile afectate. Da? Deci tu nu mai poți să stai într-o parte și să încerci să modelezi ceva, da? Dar deja trebuie să te implici, să fii alături de cei care sunt afectați. Deci în perioada de criză asta este foarte important pentru PR, ca să arăți că ești într-adevăr alături de cei care sunt afectați. Esența PR-ului deja reprezintă o comunicare participativă. Da? Deci asta înseamnă deci, că atunci când PR-ul formează mesajele, când noi transmitem mesajele la grupurile de clienți sau la grupurile de non-clienți, de cei care sunt afectați, spunem așa, deci noi coparticipăm la tot ceea ce facem. Da? Deci noi coparticipăm prin acțiunile noastre și PR-ul trebuie să denote, deci că compania nu doar face business pe timp de criză, dar coparticipă la susținerea societății. Consumatorii își formează păreri despre acțiunile de implicare, mai degrabă decât despre imaginea generală a companiei. Deci nu mai este atât de important brandul companiei, cât ceea ce face compania ca să fie alături de cei afectați în criză. Și cred că asta, deși este foarte esențial și important ca să aveți în vedere, deci imediat ce afacerea dumneavoastră sau antreprenorul trece, simte că este o criză, simt că sunt grupuri afectate, deci dacă noi facem susținerea acestor grupe prin acțiunile noastre, deci noi o să facem ca, și trebuie să înțelegem, deci că aceste grupuri afectate sau cei care au nevoie de ajutor pe perioada de criză, deja o să se formeze imaginea anume prin prisma acțiunilor de participare și de susținere. Da? Și PR-ul pune accent pe empatie și mai puțin pe simpatie. PR, iarăși, dacă vorbim ce este simpatie și empatie, deci simpatia, da, atunci când ție îți place cineva, îți place un produs, îți place o companie, are o imagine pozitivă, empatie atunci când ești alături de ea, o participare. Da? Și anume în perioadele de criză, deci comunicarea și PR-ul, accent mai mult se va face pe empatie, deci de susținerea și de mesajul că suntem alături de cei care sunt afectați. Și mai puțin de ceea că noi trebuie cuiva să place. Da? Deci noi nu placem cuiva, deci noi trebuie să fim alături de cei afectați în perioada aceasta de criză. Cam atât la prima parte. Mă uit dacă sunt careva întrebări între timp. Nu? Atât. Gabriela propun să facem, cum am spus și inițial, deci să facem o mică pauză de 10 minute. Deci cine vrea, servește o cafea, facem un respiro și revenim în 10 minute, vom reveni deci, cu a doua parte a sesiunii și vom discuta mai mult despre oportunitățile pe care le oferă autoritățile publice pentru companii, și anume de a participa la achizițiile publice, cum asta se face, care este procesul, care sunt cheile succesului, ce trebuie să întreprindem pentru a avea probabilitate, spunem așa, de a câștiga contractele date, și chiar vom face câteva exerciții practice, deci vom accesa și pagina M-Tender și o pagină de suport prin care se face participarea la achiziții publice, ca să înțelegi exact deci cum este organizat procesul. Deci am văzut, în principiu, deși era de așteptat că o bună parte din participanți totuși nu au avut experiență cu licitațiile publice sau cu achizițiile publice. Da, și considerăm că este important să discutăm acest subiect în cazul webinarului, fiindcă, cum și-am spus anterior, deci este o sursă bună de a face vânzări și mai ales pe timp de criză. De ce pe timp de criză? Fiindcă în timp de criză vânzările ordinare ale companiei de obicei sunt periclitate. Da? Deci scade cererea pe piață și atunci pentru ca cumva să compensăm scăderea de cereri la clienții tradiționali sau clienții clasici sau grupurile țintă, deci noi începem cumva a căuta noi clienți sau noi consumatori. Și unul din ei, deci exact, pot fi participanții sau clienții din domeniul autorităților publice. Ca să înțelegem exact, deci autoritățile publice, deci sunt atât autoritățile statului, la nivel fie minister, fie agenții de stat, cât și autoritățile, deci autoritățile publice centrale, așa numitele, da? Cât pot fi și autoritățile publice locale. Deci sunt multe licitații sau achiziții publice pe care le întreprind autoritățile locale, cum sunt primăriile,
care gestionează grădinițele, care gestionează clădirile publice din localitate, sistemele de servicii către public, fie utilități, fie apă, canalizare, fie salubrizare, fie iluminat stradal, fie școlile. Deci toate astea sunt sub gestiunea autorităților locale, respectiv ei fac investiții și achiziții pentru a întreține toată această infrastructură. De aceea și o să discutăm exact acest aspect. Dar ca să trecem la licitații publice, deci în primul rând, deci documentul normativ care reglementează, deci cum are loc procesul de achiziții publice, este legea 131 privind achizițiile publice. Deci eu vă recomand absolut la toți, deci să dedicați careva timp și să analizați această lege, fiindcă este documentul de bază care reglementează cum au loc achizițiile publice, care sunt normele, care sunt criteriile. Deci sunt foarte multe detalii care îți vor fi utile. Chiar dacă la moment spuneți că nu avem în vizorul nostru de a ținti ca client autoritățile publice, deci eu vă sugerez și vă recomand ca să studiați, fiindcă pot fi, într-adevăr, cum am spus inițial, sursă importantă de vânzări, anume autoritățile publice. Da? Deci asta e, deci ce înseamnă în general o achiziție publică? Deci este procurarea prin intermediul unui contract de achiziții publice de bunuri, lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractate, de la operatori selectați, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau nu unui scop public. De ce? Când spunem, deci, cine sunt autoritățile contractante, deja am atins acest subiect, deci autoritățile contractante, când merge vorba de achiziții publice, pot fi sau autoritățile centrale, sau autorități locale, sau careva întreprinderi, da, cu capital public. Da? Cine pot fi ofertanții? Ofertant poate fi atât o întreprindere singură care participă, deci cel care depune oferta, da, la cererea inițiată de autoritatea contractantă, da? Fie poate fi un grup de companii care se unește împreună pentru a prezenta o ofertă, pentru a satisface toate cerințele care sunt indicate în cererea de ofertă. Da? Contract de achiziții publice este un contract cu titlu oneros. Probabil deseori o să întâlniți noțiunea asta, titlul oneros, asta înseamnă, asta e un fel de antonimă cuvântului gratuit, deci oneros înseamnă contrabani, da? Deci un contract cu titlu oneros încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante. Da? Deci asta este contractul de achiziții publice, el de obicei este tipizat, da? Deci contractul de achiziții publice se încheie după un model prestabilit care este reglementat exact prin lege și regulamentele aferente. Deci atunci când o să câștigați o licitație publică sau o achiziție publică, o să fiți rugați să semnați modelul de contract care o să fie tipizat și înaintat de către autoritatea contractantă. Deci nu o să fie un model de contract care dumneavoastră ca ofertant o să trebuiască să-l oferiți. Sau nu o să fie modelul standard al contractului pe care îl utilizați. Deci este anume documentul întărit prin lege. Noi o să discutăm mai multe noțiuni, deci într-adevăr legea acoperă mai multe noțiuni cu care operează, dar doar o să le menționăm cele mai importante. Deci am vrut doar să spun, deci că este una din modalitățile de achiziții publice ar fi și dialogul competitiv, care poate fi iarăși interesant pentru antreprenori. Deci o procedură la care un operator economic poate solicita ca autoritatea contractantă să poartă un dialog cu candidații admiși la procedură de licitație. Deci este o rundă, spunem așa, din negocieri prin care se face un dialog și în care se discută posibile soluții pentru cererea de ofertă înaintată de autoritatea contractantă. Concurs de soluții, probabil este o noțiune care mai des o să apară în ultima perioadă. Și deja vedem
fiindcă au apărut mai multe libertate și inițiativă din partea autorităților locale, care pot fi ca autorități contractante, deci cei care solicită, care vă oferte, și anume concurs de soluție este un fel de concurs de idei, designe, modele, da, solicitate, pentru a realiza fie o investiție, fie o îmbunătățire a infrastructurii sau a mediului în care operează autoritatea locală. De exemplu, deci primăria poate să anunță o licitație publică pentru concurs de soluții, idei de amenajare a parcului din localitate. De exemplu, practic în toate localitățile locale sunt careva parcuri, da, care sunt protejate de autoritățile publice. Respectiv, pentru a amenaja un astfel de parc, fie autoritatea locală, deci primarul și personalul primăriei vine singur cu careva idei sau design, deci cum vor să reamenajeze parcul, fie solicită de la participanți să vină cu careva idei, schițe, proiecte de cum de amenajat astfel de parc. Da? Și respectiv este un fel de concurs de soluții. Da? Fiecare participant poate oferi viziunea lui sub forma de un proiect și respectiv pentru proiectul care este aprobat, de obicei consilierii locali votează pentru el, analizează toate propunerile parvenite, cel proiect care este aprobat ca proiect câștigător, deci este remunerat cu o sumă fixă, deci pentru concursul ăsta de soluții. Ca concurs de soluții alternativ, deci pe lângă ceea că sunt lucrări de amenajare. Am spus-o așa, fiindcă eu sunt din localitatea unde locuiesc, chiar recent, deci primăria a anunțat un concurs de soluții pentru a amenaja parcul central din localitate. Da? Spune-mi cel mai aproape de, sau cel mai recent exemplu pe care vi-l aduc. Un alt tip de concurs de soluții poate fi, de exemplu, atunci când autoritatea contractantă vrea să implementeze careva dezvoltări pe partea de IT, fie un site, fie o aplicație care să o utilizeze. Da? Și atunci, neștiind exact care ar fi soluția optimală pentru a realiza scopul său, deci poate solicita un concurs de soluții. Și atunci, companiile IT, companiile din sector, pot veni cu careva propuneri de implementare a aplicațiilor sau proiectelor. Da? Se face exact așa un concurs pentru a selecta cea mai interesantă, cea mai inovativă soluție, da? Și se remunerează pentru cel care anume înaintează această soluție. De ce am pus-o aici ca important? Fiindcă în ultimul timp, evident, deci că partea asta este în creștere. Deci dacă până acum majoritatea achizițiilor publice, de fapt și acum încă persistă, deci este bazată pe solicitarea de oferte de bunuri, produse, lucrări, da, care trebuie îndeplinite, tot mai mulți din cei care reprezintă autoritățile contractante, înțeleg că ei pot utiliza potențialul de cunoștințe al ofertanților, anume pentru a avea acces la careva soluții, pe care probabil nu le are autoritatea contractantă, dar pot veni ca un răspuns la careva necesitățile autorității contractante. Deci este foarte important. Și în ultimul timp, tot așa, se promovează tot mai mult, anume ca licitațiile publice să fie anunțate pentru concurs de soluții, ca să implementăm tot ce este mai bun, cele mai inovative idei, cum am spus. Legea privind achizițiile publice se aplică, da, într-adevăr, contractelor de achiziții publice, cu unele excepții, a căror valoare estimată fără TVA depășește anumite limite. Deci, ca să înțelegem, deci, achizițiile publice se vor diviza în două categorii. Deci, achiziții publice de valoare redusă și achiziții publice care trebuie să fie reglementate prin legea privind achizițiile publice. De aceea, de la un anumit nivel de valoare a bunurilor și serviciilor și lucrărilor, deci contractele de achiziții publice vor fi obligate, deci să respecte cerințele legale, deci a legii numărul 31. Și care sunt ele? Deci, dacă contractul de achiziții publice, valoarea estimată a contractului depășește 200.000 de lei pentru achiziții publice de bunuri și servicii, atunci trebuie să fie organizat cu respectarea legii privind achiziții publice. Deci dacă
autoritatea publică locală sau autoritatea publică centrală sau careva întreprindere finanțată de stat sau o întreprindere cu capital public va avea nevoie să facă o achiziție de bunuri în sumă mai mare de 200.000 de lei, deși este obligată să facă această achiziție conform legii privind achizițiile publice. Asta înseamnă, în primul rând, publicarea anunțului privind această solicitare de ofertă, da, în buletinul achizițiilor publice. Deci noi vom discuta mai departe, deci unde se poate de văzut toate anunțurile astea de participare la achizițiile publice. Pentru lucrări, pragul este stabilit de, în valoare de 250.000 de lei. Deci, pentru bunuri, servicii, tot ce este mai mult de 200.000 de lei este supus legii privind achizițiile publice. Pentru lucrări, 250.000 de lei. Și pentru servicii, achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, deci în lege este o anexă întreagă în care specifice, este specificat care sunt aceste servicii sociale și servicii specifice, deci dacă depășește valoarea achiziției preconizată, depășește 400.000 de lei, atunci trebuie să fie supusă reglementărilor acestei legi. Care sunt criteriile de calificare și selecție? Deci este o întrebare probabil că de bază pe care și-o pune fiecare nou participant la achiziții publice. Deci cei din voi care doresc să participe la o careva achiziție publică, evident, prima întrebare care și-o pune, deci, dar cum are loc procesul de selecție pentru cei care sunt admiși sau care în genere se califică pentru a depune ofertele la cererile de servicii sau bunuri. Deci primul, deci eligibilitatea ofertantului sau candidatului. Deci eligibilitatea, deci legea prevede anumite condiții de eligibilitate. Deci ce condiții trebuie să respecte ofertantul pentru a fi eligibil pentru achiziția publică. Da? A doilea este capacitatea de exercitare a activității profesionale. Deci dacă achiziția publică prevede o anumită capacitate sau deținerea anumitei certificări, autorizări care denotă dotarea sau tehnică sau capacitatea profesională, deci ea trebuie să fie respectată de către ofertant. Da? Deci, de exemplu, dacă achiziția publică o să vizeze lucrări care va legate de cadastru, lucrări cadastrale, atunci ofertantul trebuie să fie autorizat de a presta astfel de servicii. Deci dacă nu deții certificate care denotă capacitatea ta de a presta lucrări cadastrale, evident că deci tu nu ai dreptul sau nu ești eligibil pentru a participa la achiziția publică. De obicei, toate aceste criterii sunt specificate în documentul de cerere de anunț. Capacitatea economică și financiară, deci da, deci chiar în cadrul întrebării sau exercițiului nostru de menti, era acolo cum credeți, deci care sunt factorii cei mai importanți pentru ca să câștigi o achiziție publică și era așa numit răspunsul, deci situația financiară și economică a companiei. Este un criteriu important, fiindcă chiar și prin lege este indicat. Deci care ar fi pentru unele categorii de licitații, care ar trebui să fie volumul de vânzări sau cifra de afaceri realizată de ofertant. Da? Deci nu poate participa la o achiziție publică, spunem, de o valoare totală de 2 milioane de lei, o companie care nu a realizat niciodată o astfel de cifră de afaceri pe parcursul unui an, da? Fiindcă este dubios că se poate face față la un astfel de contract. De ce, cum am zis, deci în lege sunt mai multe criterii care denotă cum trebuie să fie capacitatea financiară și economică a companiei pentru a fi eligibil la anumite achiziții publice. Dar este cert că este unul din criteriile de calificare care trebuie să respectate. Capacitate tehnică sau profesională. Deci capacitatea profesională, am zis, deci trebuie să ai. Deci în unele achiziții publice este solicitat ca ofertantul să aibă suficiente cadre pregătite sau angajați cu pregătire profesională pentru a
acorda serviciul solicitat. De exemplu, dacă sunt solicitate servicii juridice, atunci evident că trebuie să ai un număr de specialiști, probabil și avocați licențiați, care pot presta acest serviciu pentru ofertant, deci dacă este depus oferta. Capacitatea tehnică de obicei se cere atunci când sunt careva lucrări de, cel mai simplu, lucrări de reparații sau reconstrucție a porțiunilor de drum. Evident că când sunt solicitate lucrări de reparație a drumurilor, deci ofertantul va trebui să denote capacitatea lui tehnică de a presta astfel de lucrări. Fie că deține utilajele, mașineriile specifice de a deservi sau de a presta aceste servicii, fie că are acces la aceste utilaje necesare pentru a presta aceste lucrări. Da? Deci, de obicei, pentru astfel lucrări specifice sau servicii specifice care sunt solicitate, este expres indicat, deci să fie prezentată capacitatea, să fie dovedită, dată dovada, capacității tehnice sau dotării tehnice ofertantului sau capacitatea profesională de a exercita aceste lucrări sau servicii. Standarde de asigurare a calității. În ultimul timp, deși este tot mai des în cadrul achizițiilor publice, deși este solicitat ca ofertantul, pe lângă prestarea serviciilor sau prezentarea ofertei de servicii sau bunuri, se prezinte și certificatele de calitate. Deci fie că merge vorba de certificate de calitate care denotă siguranța produselor sau bunurilor oferite, fie sunt certificate de calitate care denotă calitatea serviciilor de IT, deci respectarea anumitor standarde internaționale, da, de obicei standardele ISO, care sunt considerate, și mai ales aceste standarde sau cerințe de calitate sunt solicitate atunci când merge vorba de contracte de achiziție de valoare mai mare. Sau cele care implică prelucrarea de anumite date personale sau date mai confidențiale. Trebuie să fie respectate standardele de calitate ISO în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care este de asemenea un subiect la care crește importanța, mai ales atunci când merge vorba de prestări de servicii IT sau prelucrare a datelor clienților, consumatorilor, angajaților și așa mai departe. Standardele de protecție a mediului, deseori putem întâlni și achiziții publice la care de la participanți sau de la ofertanți sunt solicitate că ei se respecte standardele de protecție a mediului. Dacă, de exemplu, sunt lucrări ce vizează mediul sau lucrări pe sistemele de apeduct, canalizare, aprovizionare cu apă, salubrizare și așa mai departe, deci de la ofertanți se solicită demonstrarea capacității de respectare a standardelor de protecție a mediului. Când o să fie efectuate aceste lucrări, trebuie să fie asigurată și protejarea mediului ambient în care se vor face aceste lucrări. Da? Și este important ca cel puțin ofertanții să aibă politici interne care denotă cum este protejat mediul, vizând area de activitate a companiei sau unde are loc procesul de producție, fie că sunt careva deja standarde de calitate de protecție a mediului aprobate sau confirmate de careva autorități de certificare. Criteriile de excludere. Deci pe lângă aceea că trebuie să cunoaștem care sunt criteriile de eligibilitate sau clasificare, mulți întreabă și bine, dar sunt careva oare criterii care duc imediat la excluderea participanților? Da, ele sunt, absolut, și în lege ele sunt indicate, deci noi o să le enumerăm. Deci criteriile de excludere, chiar dacă spunem că aveți un produs sau un serviciu care corespunde cererii de ofertă anunțate, deci nu o să fiți admiși sau o să fiți excluși din concursul de participare sau de la licitația de participare pe anumite criterii. Care sunt? Deci primul, cel mai important. Deci dacă compania
se află în proces de insolvabilitate, evident că nu o să o admită nimeni la procesul de achiziții publice. Prima și cea mai clară, da? Ce este insolvabilitate? Probabil este tema unui webinar aparte. Nu prea vrem să discutăm despre insolvabilitate atunci când facem instruiri pentru antreprenori, dar evident că în unele cazuri, deci companiile ajung și la acest proces. Deci insolvabilitate atunci când este incapacitatea de a continua procesul economic sau activitatea economică. Nu tot timpul insolvabilitate, ca să înțelegeți, înseamnă lichidarea agentului economic. Deci insolvabilitatea are două căi tot timpul de rezolvare. Deci prima, deci imediat la declanșarea procesului de insolvabilitate se trece la reorganizarea companiei și atunci are o șansă ca compania după reorganizare să se reintegreze în circuitul normal economic, da? Și a doua, da, evident, insolvabilitatea, a doua cale a insolvabilității, deci este lichidarea. Deci insolvabilitatea duce sau la reorganizare, sau la lichidare. Evident că sunt companii aflate în proces de insolvabilitate și anume partea de reorganizare. Sunt chiar și companii mari în Moldova care sunt în proces de insolvabilitate prin reorganizare. Ele activează, absolut normal activează, pur și simplu acolo este numit administrator de insolvabilitate, deci o persoană autorizată care efectuează controlul operațional al companiei, dar compania în continuare, deci produce bunuri sau prestează servicii, activează, totul ok, bine, dar ea o să fie exclusă din procesul de participare la achizițiile publice. A doilea, nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor. Statul e stat, el vrea ca să aibă parteneri care își respectă angajamentele față de obligațiile sale. Deci fiecare companie, deși este solicitat ca să achite la timp impozitele, deci suma care este datorată statului, respectiv, când se participă la achiziții publice, deci este verificat statutul restanților la plata impozitelor. Deci dacă anterior autoritățile contractante solicitau de la participanți ca să prezinte un certificat de la Inspectoratul Fiscal privind lipsa datoriilor, acum informația asta este accesibilă online pentru autoritățile contractante, deci ei pot oricând intra sau accesa pagina serviciilor fiscal și de a verifica dacă ofertantul are restanță la impozitul. Și dacă aveți, deci dacă ofertantul are restanță la plata impozitelor, deci el este exclus de la acest concurs, deci de participare. Mai este și o excepție, deci noi o să acoperim aici părțile așa standard care spun sunt. Ca excepție totuși se admit în unele cazuri, deci poate o să aflați, deci că sunt companii care chiar au restanță la impozite, dar sunt admise la achiziții publice, dar asta se poate de făcut doar dacă Inspectoratul Fiscal deci a permis eșalonarea datoriilor. Deci mai este așa ceva. Pentru cei din voi care încă nu s-a ceocmit de așa ceva, deci de conflicte cu serviciul fiscal, de obicei mai sunt situații când se admit restanță și mai ales atunci când este perioada de criză și pot apărea situații, cum am zis, neprevăzute și având obligații de plată a impozitelor, totuși compania admite restanță. Asta nu înseamnă că automat compania poate nimeri în lista neagră a serviciului fiscal sau autorităților publice. Deci dacă se duce un dialog și se găsește un numitor comun cu inspectorul fiscal, deci care controlează sau verifică cum sunt achitate impozitele de către companie, deci se poate ajunge la un plan de achitare a lor, a datoriilor. Și dacă se ajunge la așa un plan, da, și se semnează un document de eșalonare a datoriilor, atunci se consideră că compania îndeplinește criteriul de obligații de plată a impozitelor și poate fi participant la achizițiile publice. Dar asta spun mai mult așa, cu excepții. Nu toți o să poată beneficia de aceste excepții. Un alt punct, se exclud cei care sunt incluși în lista de interdicție a operatorilor economici. Deci, cei care organizează achizițiile publice, deci autoritatea centrală, deci să discutăm în continuare de cine ei sunt,
Deci au o listă de interdicție. Pentru cei operatori care au participat cândva la achiziții publice și nu și-au îndeplinit conștiincios responsabilitățile asumate, fie că au livrat bunuri de calitate rea, fie că nu au prestat serviciile de corespunzător, deci ei pot fi incluși în lista de interdicție a operatorilor economici. Această listă este pe publică, pe pagina mtender.gov.md, deci oricine poate accesa și vedea deci, lista acelor operatori care sunt excluși de participarea la achizițiile publice. Altă categorie, deci cei care au prezentat informații false, deci dacă se depistează de către cei care organizează licitația sau de autoritatea contractantă, documentele înaintate pentru participare la licitație de către ofertant conțin informații false, deci el automat este exclus. Da? Deci atunci când se descrie sau capacitatea și dotarea tehnică a companiei, sau calitatea serviciilor, sau deținerea de certificate de protecție a mediului, certificatele de calitate. Deci dacă sunt admise careva falsuri în toate aceste declarații, deci compania va fi exclusă de la participare. Se află într-o situație de conflict de interese. Asta mai des se referă iarăși atunci când, care sunt situațiile de conflict de interese, deci poate de detaliat sau de găsit în lege, dar atunci când compania ofertantă și autoritatea contractantă au careva tangențe directe, indirecte, deci ele pot fi considerate ca conflict de interes și atunci nu poate participa ofertantul la o astfel de licitație publică. Deci cel mai des atunci când sunt, cum zic, careva relații dintre administratorii și conducătorii autorității contractante cu compania ofertantă. De exemplu, cel mai simplu ca să înțelegeți, deci este, presupunem că este o achiziție publică lansată de primărie, da? Ca ofertant nu poate participa o companie care este afiliată cu primarul. Deci dacă compania ofertant aparține soției primarului, deși ea nu poate participa fiindcă este un conflict de interese direct. Da? Asta este clar. Pe urmă, alte criterii de excludere pot fi fie condamnări pentru abateri profesionale ale antreprenorului sau administratorului, fondatorului companiei ofertante, fie pentru cei care încalcă obligațiile aplicabile în domeniul mediului muncii și asigurărilor sociale, deci dacă a fost careva conflicte cu angajații din cauza nerespectării condițiilor de muncă și acest conflict a fost soluționat pe cale litigioasă, deci asta poate duce la excluderea ofertantului, deci fiind invocat motivul că nu sunt respectate la antreprenor sau la întreprindere standardele de protecție a muncii. Cei care comit acte care vizează denaturarea concurenței, mai avem și așa ceva, deci noi avem autoritate care se ocupă de protecția concurenței, da? Respectiv dacă ei emit careva acte care vizează anumiți subiecti verificați și aceste companii sunt condamnate pentru denaturarea concurenței, deci ei pot fi excluși la participarea la achiziții publice. Și alt criteriu pot fi nu respect prevederile de combatere a spălării banilor. Deci asta este un criteriu care tot mai important devine în ultimul timp. Deci cum fiecare companie respectă aceste prevederi de combatere a spălării banilor, le respectă în tocmai, are careva încălcări, deci dacă are careva încălcări care sunt demonstrate sau confirmate prin acte a serviciului prevenire spălării banilor, atunci nu o să fie admis, de fapt o să fie exclus de la participare. Văd că sunt careva întrebări, văd, probabil, exact se referă la cei de care noi discutăm. Prima, de la Aliona, cum micul business să corespundă la toate aceste cerințe pentru a participa la licitații. Nici de cum, doar unele pot participa, pot
respecta această cerință. Da, eu aș spune așa, deci achizițiile publice sunt doar o oportunitate. Deci asta nu înseamnă că obligatoriu, deci fiecare participant are șansele de a câștiga. Fiecare întreprindere sau fiecare antreprenor trebuie să cunoască foarte bine. Deci atât timp, chiar dacă ești afacere mică, trebuie oricum să te gândești la ce, deci cum să implementezi careva standarde de calitate, standarde de protecție a mediului, ca să respecti. Dacă sunt achiziții publice în valoare mari, evident că acolo și cerințele sunt mari. Deci nu putem pretinde că afacerile micro și mici să participe la și să câștige probabil achiziții publice în valoare de milioane de lei. Eu cred că și real gândind, deci trebuie afacerea să mai crească puțin sau să se unească împreună cu alți operatori economici, cum am spus inițial, deci operatorul economic poate participa sau individual la oferta publică sau se poate asocia împreună cu mai mulți operatori și face o ofertă unică. Deci probabil pentru businessul mic se poate anume modalitatea de asociere poate rezolva unele probleme de lipsă la careva certificări dacă sunt solicitate pe domeniul ISO sau altceva. Dar pe de altă parte, deci sunt și o mulțime de achiziții care nu au acea prevedere, deci nu au așa cerințe față de participanți. Sunt multe licitații publice care sunt accesibile și pot fi la care se pot califica și inclusiv întreprinderile micro și mici. Cel mai important este ca să vă informați, da, despre aceste achiziții, ce este bine, deci pe paginile unde se pot face ofertele și vizualiza toate aceste achiziții publice, sunt și careva filtre și puteți după domeniul dumneavoastră de activitate sau bunuri, servicii prestate să găsiți acele licitații cu obiectul pe care bunurile pe care le vindeți sau serviciile pe care le prestați. Altă întrebare. Другий стран, який тендерний систему встраивает свой инструмент, позволяет организовать тендеры только для малого бизнеса, социальных предприятий. Știți, asta este o întrebare destul de interesantă. Deci, probabil, da. Deci, cum am spus, deci, de obicei, la achizițiile publice, putere de negociere sau putere de succes au mai mari companiile mai mari. Și dacă ar fi ca participanții să aibă condiții diferite în dependență de mărimea afacerii, probabil este o idee foarte bună. Trebuie adus cumva la cunoștință, sau trebuie cel puțin dezbătut această idee în cadrul fie grupurilor de consultative, fie sunt chiar pe pagina, dacă eu nu greșesc, guvernul are o pagină dedicată anume propunerilor ce vizează dezvoltarea mediului economic. Particip.gov.md, da? Unificare poate da idei sau propuneri de îmbunătățire fie a mediului de afaceri, fie a mediului economic social. Deci chiar vă invit, deci este o idee foarte bună, deci cei din voi care vor să participe la schimbarea sistemului, la ceea ca să îmbunătățim toată legislația, prevederile, să propună această idee, ca să facă o divizare între participanți din categoria întreprinderilor micro și mici și criteriile lor de participare și cei care, evident, au putere de negociere mai mare. Particip GovMedia, da, este. Da, atâta cu întrebările, putem trece mai departe la partea noastră. Atunci când sunt organizate achizițiile publice, cum am zis, chiar în exercițiul Menti, care a fost lansat înainte de sesiunea asta, cu ce se asociază achizițiile publice, deci au fost și unele opinii, deci că este birocrație, proces greu, îndelungat și așa mai departe. Ca atare, au fost făcute destul de multe progrese sau progres semnificativ de a alinia prevederile locale din Republica Moldova la regulamentele Uniunii Europene, ceea ce privește condițiile de desfășurare și participare la achizițiile publice, ca să fie mult mai transparent și mult mai accesibil, inclusiv pentru întreprinderile din cadrul segmentului micro și mici, da? Fiindcă anterior, probabil cei care din voi sunt mai mult timp în domeniu sau care au avut tangență cu achizițiile publice înainte de 2015, deci înainte de publicarea legii numărul 131,
Deci achizițiile publice erau mult, mult, mult mai îngreunate. Deci, într-adevăr, deci pentru ofertanți trebuia să fie pregătit un pachet de documente inițial. Deci atunci când se depunea oferta, trebuia un pachet mare de documente pentru a demonstra capacitatea ofertantului și corespunderea la toate criteriile anunțate de autoritatea contractantă. Iar odată cu implementarea legii numărul 131, deci s-a simplificat mult și a fost introdusă noțiunea de document unic DUAE, deci document unic de achiziție europeană, dat pe modelul legislației europene, ci constă dintr-o declarație pe proprie răspundere ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul îndeplinește anumite condiții. Da? Și anume, nu se află niciuna din situații de excludere, deci el îndeplinește toate condițiile pentru a nu fi exclus de la ofertă, îndeplinește criteriile privind capacitatea, deci dacă sunt criterii de dotare tehnică, de capacitate și profesională, atunci el declară că el le deține și îndeplinește criteriile de selecție, deci îndeplinește toate criteriile anunțate de autoritatea contractantă. Deci, ca să înțelegem mai bine, deci acest document este doar o declarație semnată de către ofertant. Deci nu trebuie de alergat prin diferite instituții ale statului, de căutat confirmări că dumneavoastră dețineți toate certificările, documentele, autorizațiile necesare și capacitate pentru a participa la achiziție publică. Deci dacă analizând documentul de anunțul de solicitare, anunțul de achiziție, vedeți că compania dumneavoastră le respectă pe toate, deci nu trebuie să grămădiți tot pachetul de documente. Doar semnați declarația, deci acest document unic de achiziție european, DUAE, prin care confirmați că da, noi corespundem la toate cerințele enumerate. Și în caz dacă compania dumneavoastră, deci în urma concursului, deci este anunțat câștigătoare sau trece în runda de negocieri și sunt solicitate deja demonstrarea acestor documente, doar atunci deja puteți să le pregătiți. Fiindcă asta, toți noi înțelegem, este un efort suplimentar și probabil și care implică și costuri dacă am începe să grămădim tot pachetul de documente solicitat. Deci nu se merită de făcut aceste costuri atât timp cât nu sunteți mai siguri că aveți șanse bune de a obține acest contract de achiziții publice. Deci atunci când șansele sunt confirmate sau atunci când sunteți selectați, doar atunci deja faceți cele investiții suplimentare și grămădiți tot pachetul care documentează că corespundeți la criterii. Deci DUAE, deși este simplificare, deci probabil cel mai progresiv instrument implementat prin legea nouă privind achiziții publice, de a simplifica accesul sau participarea la achizițiile publice. Da? Acum, deci oportunitățile și succesele. Deci tipurile procedurilor de achiziții publice, ca noi să înțelegem mai bine. Deci atunci când se lansează o achiziție publică, prin care modalități se poate realiza? În general, în lege sunt specificate două proceduri sau două modalități de bază de efectuare a achizițiilor publice. Deci asta este licitația deschisă și a doua modalitate este licitația restrânsă. Deci licitația, procesul de licitație, este mecanismul principal de organizare a achizițiilor publice. Deci dumneavoastră, deci dacă sunteți ca ofertant, deci de obicei o să participați anume la licitație, fie deschisă, fie licitație restrânsă. Alte modalități de organizare a achizițiilor publice, deci noi am discutat anterior, deci este, una este dialog competitiv, da? A doua pot fi proceduri negociate, cerere oferte de prețuri. De obicei, cererea ofertei de prețuri se fac atunci când sunt achiziționate sau sunt solicitate spre achiziție careva bunuri standardizate, da? Simple, pe care toți înțeleg care este calitatea lor. Deci dacă, presupunem, o școală are nevoie de a achiziționa hârtie A4 pentru printere, acolo mult o să conteze prețul, dar nu restul parametrilor, fiindcă o să spună cerința de preț, cerința de corespundere la calitate și atât. Deci nu contează, o să fie el împachetat în foia câte 500, foia câte 2500 și așa mai departe. Deci toți înțeleg care este bunul solicitat.
Deci ceea ce o să facă școala, deci anunțând o achiziție publică, deci o să facă o solicitare oferte de prețuri. Și în baza ofertei de prețuri primite, o să ia decizia cine este câștigătorul. Da? Concurs de soluții deja am discutat. Deci este ceea când o autoritate contractantă vrea să primească acces la careva idei, inovații și vrea să vadă care idee este cea mai bună. Achiziții în cazul serviciilor sociale și altor servicii specifice, deci este o reglementare aparte. Deci pentru cei care sunt aproape de domeniul serviciilor sociale, deci trebuie cu atenție să studieze legea și anexa care prevede anume ce este servicii sociale și cum ele sunt acoperite de către legea privind achizițiile publice. Și ultima modalitate ar fi parteneriat pentru inovare. Mai mult se referă la proiecte comune care se fac proiecte public-private, dar este ceva mai specific, spunem așa, nu chiar atât de dezvoltat în Moldova, deci unde se solicită un parteneriat dintre autoritatea contractantă și ofertant pentru a produce careva idei, soluții de inovare. Cam asta ar fi modalitățile de organizare a achizițiilor publice și iarăși, cum am spus, deci principalele, chiar și în lege este scris, deci este licitația deschisă și licitația restrânsă. Asta. Acum. Atunci când participați la achiziții publice, deși este foarte important că să înțelegeți, sunt careva cerințe standardizate față de participant sau de ofertant în ceea ce privește oferirea de garanții. Probabil asta cunosc deja mai mulți, că atunci când participi la o licitație, trebuie să ai garanții bancare. Da? Cineva poate a auzit, o să discutăm mai detaliat ce înseamnă asta, deci ce fel de garanții bancară. Deci sunt două tipuri de garanții care trebuie oferite de către ofertant sau mai ales de către câștigătorul licitației sau concursului de achiziții publică. Deci pentru toate bunurile și serviciile cu valoare mai mare de 800.000 de lei și lucrări cu valoare de mai mare de 2 milioane de lei, neapărat va fi solicitată o garanție, deși este prima, este garanția de ofertă, deci participanții sau ofertanții vor trebui să depună o garanție în cuantumul de valoare de la 1 la 2%, de obicei care nu depășește 2%, din valoarea ofertei fără TVA. Deci, presupunem că o primărie anunțat achiziție de bunuri sau achiziție de un utilaj, da? Vrea să cumpere un excavator pentru a presta careva servicii în cadrul lucrărilor de amenajare a teritoriului adecent sau teritoriul localității. Da? Dacă presupunem că această valoare este mai mare de 800.000 de lei, zicem că excavatorul costă 1.000.000 de lei, participanții, deci cei care oferă vor depune ofertele, vor trebui concomitent cu oferta să dispună și de o garanție de ofertă în cuantumul de obicei de la 1 la 2%. Această garanție poate fi depusă sau poate avea forma fie unei garanții bancare, deci trebuie să vă adresați la bancă unui băd de servicii pentru ca ei să emită o garanție de participare la licitație. Deci banca știe cum asta se face. De obicei, emiterea garanției de participare la licitație se face sub modalitatea de acoperire cu numerar. Depuneți suma de numerar în valoarea garanției bancare care trebuie să fie emisă și banca, contra acestei valori de numerar, vă emite garanție. Deci dacă la 1.000.000, 1% asta ar fi 10.000 de lei, deci trebuie să dispuneți în contul bancar de 1.000 de lei și banca vă emite o garanție de 1.000 de lei care o să o prezentați la autoritatea contractantă odată cu oferta. A doua modalitate este direct de a transfera aceste 10.000 de lei pe contul autorității contractante sau pe contul primăriei după ce se încheie licitația, deci dacă dumneavoastră nu sunteți numit câștigător, atunci acești bani vă sunt returnați înapoi. Deci garanția de ofertă este ca o garanție pentru autoritatea contractantă că dacă dumneavoastră sunteți câștigător, atunci nu o să renunțați sau nu o să ieșiți din achiziție.
Deci, adică vă asumați responsabilitatea de a semna contractul de achiziții dacă sunteți numiți câștigător. A doua tip de garanție ar fi garanție de execuție. Deci pentru cel ofertant care câștigă contractul de achiziție publică, da, în cadrul limitelor precum anunțate, deci fie bunuri mai mult de 800.000 de lei, fie lucrări cu valoare mai mare de 2 milioane de lei, dacă ești numit câștigător, atunci trebuie să dispui și o garanție de bună execuție a contractului. De obicei 10, maxim 15% din valoarea de deviza contractului. Deci dacă ați încheiat un contract de 1 milion de lei, da, atunci trebuie să dispuneți de o garanție de minimum 100 până la maxim 150 de mii de lei, deci 10-15%, ca garanție că bunul o să fie livrat. De exemplu, ați câștigat licitația pentru excavator, care costă 1 milion de lei. Acum, primăria semnează contractul cu dumneavoastră pentru livrarea excavatorului, dar o să solicite o garanție suplimentară de la 100-150 de mii de lei sau garanție bancară sau banii să-i depuneți în contul primăriei, da? Ca garanție că, într-adevăr, o să livrați acest bun. Deci, excavatorul, în termenii conveniți, o să ajungă la primărie. Dacă el nu ajunge, da, și nu sunteți în capacitate de a executa contractul, deci o să pierdeți garanția asta de bună execuție, deci care o să rămână pe conturile primăriei. Deci asta e esența la aceste două tipuri de garanții. De-aia, când vreți să participați la licitații cu sumele mai mari, precum indicat aici, deci 800.000 de lei pentru bunuri, 2 milioane de lei pentru lucrări, trebuie să considerați că dețineți sau veți deține și de aceste două tipuri de garanții. Garanția de ofertă și garanția de execuție. Acum, deci cum are loc procesul de achiziții? Deci sistemul M-Tender este un sistem guvernamental, da, electronic de achiziții, prin care se fac sau se desfășoară achizițiile publice. Deci este un sistem electronic, deci fiecare are acces, fiecare din antreprenori, chiar și persoane fizice, pot vedea care sunt anunțurile publice, da, care sunt contractele în derulare și, evident, identifica acele anunțuri la care prezintă interes și la care pot participa. Platforma M-Tender, în general, este interconectată cu 4 platforme parteniere prin care se depun ofertele. Deci dacă vreți să depuneți o ofertă de participare la o achiziție publică, o să fiți nevoiți să vă înregistrați pe una din platformele parteniere a sistemului M-Tender. Și aceste 4 platforme parteniere sunt site-ul elicitație.md, iptender.md, achiziții.md și mtender.md. Deci sunt 4 platforme prin care operatorii economici, antreprenorii se pot înregistra și transmite ofertele, iarăși, în format electronic către autoritățile contractante. Ca să fie mai clar, deci cum am zis, deci o să facem careva exerciții practic acum, deci haideți să accesăm în primul rând pagina tender.gov.md ca să înțelegem ce este buletinul achizițiilor publice, cum arată el. Deci buletinul achizițiilor publice este o revistă electronic și în format tipărit în care se publică toate anunțurile de achiziții publice care cad sub incidența legii. Da? Deci toate anunțurile le puteți găsi în buletinul achizițiilor publice. Haideți să vedem cum arată aceste. Da, să facem, vedem pagina care se deschide. Deci aceasta este pagina tender.gov.md, da, de achiziții publice, deci însuși resursa M-Tender și acesta este meniul unde sunt enumerate deci toate buletinile achizițiilor publice. Deci ceea ce noi vedem la moment, deci care este periodicitatea acestor buletine de achiziții publice,
Da? Deci se face, ultima a fost pe 9 septembrie, 6 septembrie, 2 septembrie, încă unul pe 2 septembrie, 1 septembrie. Deci periodicitatea lor este foarte mare. De ce? Fiindcă aici sunt toate, absolut toate achizițiile publice anunțate de către autoritățile publice. Fie centrale, fie locale, fie, cum am zis, companii care au participațiunea statului. Între aceste buletine, deci puteți găsi multe, multe cereri de ofertă, printre care probabil sunt și cereri pentru serviciile sau produsele pe care le oferiți dumneavoastră sau planificați să le oferiți pentru cei care planifică să deschide afacere și să vadă, deci, de ce nu, dacă este interesant, vrei să participe la aceste achiziții publice. Da? Acum, deci dacă mergem la pagina, ca să înțelegem cum funcționează. Deci pagina M-Tender, în general, deci arată, o clipă doar, să văd, facem un share. Deci pagina mtender.gov.md, deci este pagina generală, unde puteți găsi informații despre toate licitațiile electronice anunțate, da, să le urmăriți, și să vedeți și statistica. Deci acolo, pe pagina mTender, puteți vedea companiile ofertante și autoritățile contractante. Puteți vedea o statistică despre companiile ofertante care câștigă cel mai des, cel mai multe produse. Deci o să fie probabil un exercițiu care îl puteți face deja de sine stător, accesând pagina mTender. Acum doar o să vă arăt cum se conectează sau cum se înregistrează pe o platformă partener, deci o platformă prin intermediul căreia se poate accesa sau se poate depune ofertele de participare la achiziții publice. Un clipă. Share. Deci, noi să ne conectăm, deși inițial am preconizat să fie la achiziții.md, dar nu este diferență, deci practic fiecare partener are a lui specifice, deci fiecare din aceste patru platforme anunțate are specificul lor pentru a face mai comodă navigarea. Deci, haideți să vedem cum este funcționalul la pagina mtender.md. Deci, mtender, cum am zis, este o platformă parteneră pentru achizițiile publice. Fiecare companie sau fiecare persoană se poate înregistra pe una dintre aceste platforme. mTender este una din cele mai progresive, spunem așa, deci haideți să facem așa. Deci autentificarea pe această pagină se face cu semnătură electronică. Acum fiecare întreprindere în Moldova deține semnătură electronică. Fie semnătură de asta care este pe STISC, fie pe flashcard, da? Fie o semnătură electronică pe telefon obținută de la operatorii de telefonie mobilă Orange sau Molcel, cu care se semnează documentele electronice sau se face autentificarea. De ce spun că toate întreprinderile o dețin? Fiindcă raportarea la serviciul fiscal de stat se face prin semnarea electronică a documentelor. Deci absolut toate companiile dețin semnătură electronică, respectiv se pot autoriza utilizând această semnătură pe pagina mTender. Autorizarea se face prin autentificare, deci prin autentificare, cum am zis, deci se transmite un cod. Cei din voi care au utilizat anterior pagina sau semnătura electronică știu cum asta se realizează. Deci pe pagina MPAS, MPAS.gov.md, deci se face autentificarea. Încă o dată, vedem. Vă rog să confirmați dacă vedeți ecranul meu, deci pagina mtender.md se vede.
Da, se vede. Da, ok. Deci asta e pagina principală după autentificare. Deci noi vedem deci numărul de achiziții active, deci acum anunțate, achiziții electronice active, da, 584. Putem să intrăm în ele. Da? Și să vedem, deci, pe ultimele care au fost. Procurarea cărbunelor pentru anul 2022. Etapa. Clarificare. Achiziționarea echipamentului și inventariere pentru dotare. Produse lactate. Achiziționarea serviciilor de curățenie în instituție medicală. Achiziționarea lucrărilor de amenajare. Extinderea sistemului de iluminat din satul Șelemet, raionul Cimișlie. Deci, vedeți, deci, într-adevăr, sunt multe obiecte, bunuri care sunt solicitate spre achiziții sau servicii, lucrări, pe care probabil și unele din companiile noastre le pot realiza. Da? Deci nu neglijați oportunitatea asta de a participa, sau cel puțin de a încerca de a participa la unele achiziții publice ca să înțelegeți cum este procesul. Deci nimeni nu o să vă penalizeze pentru încercare. Deci cel mai bine, cum e, când spiritul ăsta antreprenorial de obicei duce la luarea de decizii neobișnuite, deci anume la acțiune. Deci rămâneți exact la asta, deci faceți, fiți activi și dacă sunteți activi, atunci e nemijlocit și o să ajungeți și la succes. Deci încercați să intrați pe aceste pagini, să verificați care sunt cerințele. De exemplu, haideți să vedem, intrăm în anunțul de procurare a cărbunelor, deci care sunt cerințele față de ofertanți. Deci, tot timpul la anunțuri o să fie atașate, deci anunțul de participare și documentația standard, deci anunțul de participare sunt anume criteriile care o să fie anunțate față de ofertant. Da? De obicei, ele sunt enumerate prin DUA, adică documentul unic de achiziții electronice, și puteți să vedea, deci, care sunt cerințele și dacă le puteți respecta sau nu, sau dacă sunteți eligibil pentru participare sau nu. Am vrut să fac un exercițiu mai lung, dar probabil timpul deja ne presează. Cum eu v-am spus, deci, este important ca anume să fie interes din partea dumneavoastră și să nu vă fie frică să participați la aceste licitații publice, cel puțin de a încerca, de a vedea cum este procesul. Deci nu este atât de complicat, precum cred mulți antreprenori, mai ales cei micro și mici, care zic că noi nu o să putem face față la solicitări, nu o să putem participa, nu o să ne putem califica. Nu este chiar așa. Chiar și pe domeniul unde eu sunt, deci domeniul consultanței și oferirii de instruiri, sunt autorități publice, care periodic solicită oferte pentru organizare de instruiri, pentru angajații publici. Fie instruiri generale, fie instruiri tematice, fiscale, fie careva instruiri mai specifice, dar iar sunt oferta de servicii de instruire. Deci puteți găsi absolut interesante servicii sau cerere de servicii și bunuri pe care compania dumneavoastră le poate prezenta.